Sănătatea psihoemoțională a copiilor pe agenda publică de priorități. Guvernul României va lansa săptămâna viitoare programul din grijă pentru copii, dedicat minorilor care în perioada pandemiei de coronavirus s-au confruntat sau se confruntă cu stări de anxietate, tulburări emoționale, alimentare sau de somn, abuz sau neglijare, dependență de ecrane, fobii, tentative de suicid sau consum de substanțe. Datele statistice arată că 48% dintre copii și părinți au avut astfel de probleme în 2020. În cadrul programului din grijă pentru copii vor fi asigurate 70.000 de ore de consiliere psihologică și psihoterapie pentru copiii care au avut tulburări psihoemoționale generate de pandemia de coronavirus. În același timp vor fi pregătiți peste 7.000 de specialiști în domeniu. De asemenea, va fi realizat un sistem informatic performant pentru analizarea și decriptarea materialelor online cu caracter abuziv. Programul are ca obiectiv protejarea integrității psihoemoționale a copiilor și asta cu atât mai mult cu cât în 2020 peste 8.000 de copii au fost victime ale infracțiunilor, iar în primele șapte luni ale acestui an au fost sesizate fapte penale cărora le-au căzut victimă peste 5.000 de copii. Totodată se dorește implementarea unui mecanism de alertă în timp real pentru copiii dispăruți, crearea unui număr unic la nivel național pentru urgențe legate de copii și amenajarea în fiecare județ a unor camere de audier speciale pentru copiii care au fost victime ale infracțiunilor. Programul ar urma să vină cu soluții și pentru combaterea fenomenului de cyberbullying. Programul din grijă pentru copii va dura 2 ani și va beneficia de un buget de aproape 6 milioane de euro.